Cartea Vrăjilor după frații Grimm. A fost odată, într-o pădure deasă și întunecată, casa unui căpcăun. Era o ființă crudă și fără inimă, dar care ținea morțiș să aibă mereu casa ordonată. Cu timpul începu să se gândească. Mereu sunt plecat la vânătoare și pescuit și chiar aș avea nevoie de cineva care să aibă grijă de casă. Într-o zi, pe când stătea la pândă la marginea pădurii, văzu venind doi frați, un băiat și o fată, care căutau ciuperci. O înșfăcă imediat și se întoarse mulțumit spre casă. Am ajuns, spuse el, de acum înainte veți fi slujitorii mei. Vreau ca totul să fie luna aici și, dacă nu mă ascultați, vă mănânc. După ce își reveniră din spaimă, copiii se supuseră căpcăunului. În fiecare seară, stăpânul citea cu mare greutate dintr-o carte neobișnuită. E o carte de vrăji, îi spuse într-o zi băiatul surorii lui pe când căpcăunul era plecat. Trebuie să învăț pe de rost toate cuvintele magice, așa poate avem o șansă să fugim. Fata îl privi încrezătoare și spuse, sunt sigură că vei reuși. Într-adevăr, într-o zi, fata își auzi fratele spunându-i, cred că am învățat destul, putem fugi. Și, luându-și sora de mână, o rupse la goană. Fugeau de mai bine de 2 ceasuri, când căpcăunul, furios, îi ajunse din urmă. Atunci, băiatul făcu prima vrajă, transformându-se pe el într-un lac mic și pe sora lui într-un peștișor. Căpcăunul înțelesese că fusese tras pe sfoară, dar apoi se gândi, mai bine mă duc să iau o undiță. Cum se îndepărtă, cei doi se preschimbară la loc în copii și o luară iar la fugă. Căpcăunul era din nou pe urmele lor când băiatul făcu a doua vrajă. Se prefăcu împreună cu sora lui într-un cuptor de pâine. Căpcăunul, din ce în ce mai furios, urlă. Aha, acum ești un cuptor, bine, lasă că-ți voi da foc! Și se duse după o legătură de lemne ca să aprindă focul. Cei doi o luară din nou la fugă și era cât pe ce să fie prinși din nou, când, cu a treia vrajă, deveniră 2 boabe de grâu amestecate printre miile de boabe din bătătură. De data aceasta, căpcăunul spuse, v-am prins în capcană, singura vrajă pe care o știu este cea care mă transformă în cocoș. Și, după ce strigă de 3 ori, cucurigu, începu să ciugulească grâul în mare grabă. Dar, cu o clipă înainte să fie mâncat, băiatul se preschimbă în vulpe, sări pe cocoș și îl înfulecă. Cei doi frați se întoarseră fericiți acasă și, cu timpul, băiatul ajunse un mare vrăjitor care îi uimea pe toți cu puterile lui nemaivăzute. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!